seara de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața din nou la cafeaua de dimineață. Așa cum am promis acum câteva minute, avem la cafea bucuria să fie alături de noi mai multe persoane, dar o să încep cu invitatul, ca să spun așa, principal, domnul ministru al agriculturii, domnul Adrian Oros, venit din zona Ardealului, înspre zona Moldovei. Ne-am mai întâlnit cu el și într-o altă emisiune, în altă locație. Bună dimineața, domnul ministru, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am regăsit la cafeaua din această dimineață. Alături de domnul ministru, pe post de, hai să-i spunem, că nu a venit domnul ministru cu antemergător, pe post de însoțitor și de gazdă, primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea, bună dimineața! Bine ați venit la Mesagerul, sper să vă simțiți confortabil. Bineînțeles, bună dimineața, mulțumesc pentru invitația la cafea. Mă simt destul de confortabil, să vedem cele ce urmează. Domnul ministru, am spus și ieri la cafea, fără să știu că astăzi vom ajunge să discutăm, înainte de a ști, am spus și azi dimineață într-o emisiune cu un coleg de-al dumneavoastră de profesie, domnul Harbuz, că sunteți persoana din minister care a avut o reacție mai mult decât normală în această vrajbă care s-a declanșat în legătură cu piețele. Pentru că noi suntem aici lângă piață și vă garantez că acum sunt foarte mulți oameni din piață care se uită la noi. Ați spus așa, încerc să citez, mă rog. Îmi cer scuze pentru disconfortul creat. De aici încolo, lumea n-a mai ascultat și restul explicațiilor în legătură cu ce se întâmplă cu această decizie privind piețele. V-aș ruga, pentru că suntem la 20 de metri de o piață, să reveniți, să explicați și domnul Andrei, care răspunde de bunul mers al lucrurilor la Piatra Neamț, să ne spună și dânsul ce se întâmplă, cum vede viitorul pieței de la Piatra Neamț și, în general, al piețelor din oraș. Vă rog. Mă bucur că ați pus această întrebare, pentru că în aceste zile nu s-a discutat foarte așezat și argumentat legat de această decizie. Decizie care a fost necesară, dar nepopulară. Vedeți, Partidul Național Liberal și-a asumat în această perioadă grea guvernarea și a trecut cu bine peste primul val al acestei pandemii. Pentru că în martie am reușit să luăm niște decizii și atunci care nu au fost populare, dar decizii necesare și care s-au demonstrat benefice atât pentru sănătatea populației cât și pentru economie. Suntem una din țările care am trecut cel mai bine și din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere economic peste primul val al pandemiei. Atunci vreau să reamintesc celor care se uită la noi, și atunci unii primari, ca să saboteze măsurile guvernului, fără să le ceară nimeni, au închis piețele. Așa este. Și am fost cel care am ieșit de nenumărate ori să spun că piețele trebuie să rămână deschise. Majoritatea primarilor, mă scuzați că vă întreb, erau chiar din partidul care acum spune, domne, deschideți piețele. Eu n-am vrut să spun asta, dar... De ce? Ăsta este adevărul. Ei, primarii PSD-iști, atunci, ca să saboteze măsurile luate de guvern, și care și atunci nu toate erau populare, în general măsurile necesare nu sunt populare, dar trebuie să-ți asumi niște lucruri când ajungi să guvernezi și trebuie să te gândești la binele populației, nu la procentele tale. Atunci am luat această decizie, pentru că situația epidemiologică era cu totul alta. Și în ordonanța militară numărul 8, la articolul 3, ordonanță care am dat-o în 10 aprilie 2020, se poate verifica, am trecut, piețele agroalimentare trebuie să rămână deschise. Din nefericire, acum începe al doilea val. În Europa se iau măsuri drastice în jurul nostru. Se declară stare de urgență. În Franța, țările, Belgia, Polonia, Cehia se pregătesc și ele de aceste măsuri dure ca să evite difuzarea virusului și ca să evite, pentru că asta este important,
să evite ca spitalele, sau mai corect spus, infrastructura spitalicească să fie depășită. Pentru că o parte dintre noi, dacă o să ne îmbolnăvim, o să avem nevoie de terapie intensivă. Ideea este ca să nu ne îmbolnăvim toți deodată, în așa fel încât să fie locuri suficiente pentru cei care au nevoie de această terapie intensivă în spitale. Și s-a luat această măsură, repet, necesară, dar nepopulară. Sigur, această măsură n-am luat-o noi, ci s-a luat la nivelul unor grupuri de specialiști epidemiologi care au spus că ar trebui să facem și acest lucru. Ne-am asumat, am spus că pentru 30 de zile, pentru o perioadă scurtă, și cei care fac, și aici vreau să fac o precizare, și cei care fac comerț cu produse agroalimentare în spații închise, aceste piețe sunt 20% la nivelul României. Restul piețelor, în toate orașele, în toate localitățile, 80% dintre ele sunt în spații deschise sau semideschise. Și cei care fac comerț în spații închise, pe o perioadă scurtă, să accepte, să, sigur, cu ajutorul primărilor, cu ajutorul administrațiilor piețelor, să accepte să își schimbe modalitatea de lucru în această perioadă scurtă. Sigur că majoritatea primarilor au înțeles acest lucru și eu sunt convins că populația a observat că aceste măsuri sunt izolate doar acolo unde spațiile piețelor sunt închise și că nu s-a schimbat foarte mult pentru cei care caută produse românești sau pentru cei care vin la piață să vândă produse locale sau produse românești. Va fi o perioadă scurtă, o să trecem cu toții peste această perioadă, pentru că, în general, peste perioadele grele, peste perioadele dificile, este bine să trecem împreună, cu înțelepciune, cu responsabilitate, cu omenie și nici unii dintre noi să nu căutăm să câștigăm, nici din punct de vedere economic, dar nici din punct de vedere politic, de această, în această situație grea prin care trecem cu toții, prin care trece țara. Eu sunt convins că marea majoritate a oamenilor au înțeles și am spus-o și atunci. Îmi cer scuze încă o dată pentru neplăcerile create celor care până acum făceau comerț cu produse agroalimentare în spații închise, dar aștept ca și liderii PSD să-și ceară scuze pentru modul în care au încercat să închidă Piața Victoriei în august 2018 cu jandarmi, cu gaze și cu bocanci în cap. Și acolo nu se vindeau legume, fructe, acolo erau oameni. Este o mare diferență. Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. Piața noastră, cea de zi cu zi, cum stăm ca să știm ce transmitem oamenilor? În primul rând, fac și eu acest apel la responsabilitate. Atât apel pe care îl îndrept atât comercianților și producătorilor care își vând produsele în piață, cât și consumatorilor. Și aici mă refer la două tipuri de responsabilitate. În primul rând, responsabilitatea pe care o avem unii față de alții, aceea de a respecta măsurile de protecție pentru a evita răspândirea noului tip de coronavirus. Și pe de altă parte, acea responsabilitate socială care ne poate ajuta să generăm mai multă valoare aici în economia locală. Mâine piața va fi deschisă. Și am luat toate măsurile ca primar alături de colegii deci, care administrează piața. Breaking news, mâine piața va fi deschisă în totalitate. În totalitate. Pentru că acum ea funcționează într-o anumită... Acum funcționează în regim de avarie, să spunem așa. Da. Ieri au început lucrările și trebuie să vă mărturisesc, am făcut eforturi foarte mari alături de colegii din primărie și cei care administrează piața să reușim să facem toți pașii necesari pentru a adapta piața în așa fel încât să respectăm măsurile de protecție solicitate de specialiști. Pentru că trebuie să ne uităm, și eu mă uit aici cu tristețe, văzând cu câtă ipocrizie unii politicieni au politizat acest subiect. Dacă ne aducem aminte, e vorba despre același partid, partidul care astăzi se cațără pe valul de nemulțumire și exploatează politic și electoral un moment și niște măsuri necesare, așa cum a spus și domnul ministru. Acum 3 ani, același partid bloca timp de 8 luni piața centrală, care era
încheiată, reparată, după acel incendiu devastator care a avut loc acum câțiva ani. Și piața a stat închisă timp de 8 luni, doar în baza unor pretexte legate de protocolul de din urma recepției pieței. Era vorba de interesul pentru administrarea pieței. Exact. Într-o anumită direcție sau în altă direcție. Prin urmare, cum este posibil ca aceiași politicieni să vină astăzi? Bine, atunci unul dintre ei care nu are un nume cu vreo legătură cu piatra, ci e dintr-o dată pietrean, își permite să vină în piață și să folosească orice nemulțumire a unui comerciant. Nemulțumire întemeiată. Deci trebuie să recunoaștem că este într-adevăr o măsură nepopulară, dar o măsură care vizează, în primul rând, sănătatea oamenilor. Și am să vă spun o poveste, o poveste cât se poate de reală, pentru că dacă vineri s-a luat această măsură din partea CNSU și a guvernului cu privire la închiderea piețelor care sunt închise, sâmbătă dimineață m-am dus pe de o parte pentru a-mi face cumpărăturile în piață, pe de alta pentru a mă asigura că se respectă măsurile de distanțare și măsurile de protecție sanitară. Prima persoană, primul comerciant cu care am intrat, pe care l-am văzut imediat ce am intrat în piață, avea masca sub bărbie și avea clienți în față. Și m-am dus la acel comerciant și l-am întrebat: stimate domn, dacă aveți clientul aici, de ce nu purtați masca așa cum trebuie, ca să scuip când număr banii? Vă jur, așa a fost. Ca să scuip când număr banii? Da. Bun, vă mai relatez și eu ceva ieri. Am atras atenția unor băieți. Mă rog, nu contează ce fel de băieți, că nu au ce să facă să blocheze accesul aici. Și mi-a spus așa, citez: dom'le, din cauza unor oameni ca dumneavoastră corecți, se duce România de râpă. Este o chestiune de mentalitate. Nu se va duce de râpă tocmai datorită oamenilor corecți, pentru că putem să răspândim această corectitudine dacă o încurajăm și o promovăm așa cum trebuie. Prin urmare, vreau să clarific. Ieri și astăzi se fac acele amenajări necesare pentru ca piața să fie funcțională începând de mâine. Și acum se lucrează la amenajarea și inscripționarea circuitelor care se realizează în piață. Hala interioară va fi doar pentru legume și fructe. Amenajăm ieșiri speciale și intrări pe unde se va derula accesul către zonele de comerț, produse lactate, panificație, miere, ouă, așa la fel cum peștele și carnea au acces separat. Domnul ministru, ce se întâmplă acum la noi? Cu această discuție, producătorii locali români sunt discriminați față de cei din supermarketuri, etc., de cei care vând în supermarketuri. Are la bază, eu zic, o problemă care ține și de o anumită lipsă de infrastructură. Țin minte că la un moment dat, dumneavoastră vorbeați, dacă nu mă înșel, chiar acum o lună, am discutat și despre o rețea națională de colectare a produselor agricole. Dacă ar fi existat o asemenea rețea de colectare, probabil că șocul la nivelul micilor producători, într-o situație de criză, cum este cea de acum, ar fi fost mai puțin resimțit, cel puțin la un anumit nivel, acelor organizații. Cu siguranță. Și cu asta venim și spre perioada în care ne aflăm acum, pentru că reprezentați un partid, chiar dacă în un guvern, care vine și cu niște propuneri în această campanie electorală pentru alegători. Și cred că asta este o parte a acestor propuneri. Nu cu propuneri, cu programe și cu proiecte concrete care deja, pentru care deja am obținut finanțarea. Eu aș vrea să încep așa. În 2016 a fost introdus în Parlament proiectul de lege, legea 321, privind produsele românești. Un proiect de lege semnat de toți parlamentarii liberali. Acolo noi, sigur, ceream ca cel puțin jumătate din produse, 50% de pe rafturile magazinelor, să fie produse românești, dar mai ceream niște lucruri, ca termenul de plată pentru producătorii români
să fie mult mai scurt, nu 30 de zile, nu 45 de zile, ci între 7 și 15 zile, și mai ceream ca să nu îi se perceapă taxe ascunse, care sunt până la 24%. Taxa de raft, taxa de poziționare. S-a intrat într-o procedură de infringement, infringement care practic viza doar acei 50% produse românești. În schimb, cei care astăzi se dau de ceasul morții pentru grija față de producătorul român, în mai au dat legea 28 și toată lumea care este interesată poate urmări cum s-a votat atunci, cum s-a votat în 4 februarie în Comisia de Agricultură, care a fost poziția ministrului Agriculturii Adrian Oros și care a fost poziția membrilor liberali ai Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, când noi am votat împotriva acelei legi, pentru că venea și modifica legea produselor românești 3.2.1, nu numai cu cei 50%, excludea, adică permitea în continuare perceperea taxei de raft, taxa ascunsă, și prelungea iarăși termenul de plată. Deci au făcut acest lucru atunci, eu am ieșit imediat în conferință de presă și am spus că nu voi face norme de aplicare pentru o lege proastă care dezavantajează producătorul și procesatorul mic român față de comerciantul dominant și că această directivă a practicilor comerciale neloiale pe care acum o implementăm și prin aceasta vom corecta exact cele două aspecte, pentru că asta facem acum și am creat multă neplăcere. Această directivă va aduce pe picior de egalitate producătorul și procesatorul mic, care în România este român, și comerciantul dominant, care din nefericire în România nu este român. Și ca să ajung unde a spus dumneavoastră, în programul următor, 2021-2026, din Programul Național de Relansare și Reziliență, deci nu din banii agricultorilor, am alocat 750 de milioane de euro pentru o rețea națională de colectare, depozitare, procesare, distribuție și promovare a produselor românești. Acest lucru există în Franța și am trimis colegii de-ai mei să vadă cum funcționează din 1960. Acest lucru se întâmplă acum. Ungaria, Cehia, Polonia își fac asemenea rețele cu produse naționale. Noi, începând de anul viitor, vom face această rețea. Oamenii m-au întrebat cum, concret. Pe cele, în primul rând, vom face în fiecare regiune de dezvoltare un depozit logistic foarte mare, cu condiții de păstrare a tuturor tipurilor de alimente, cu două atribuții. În primul rând, acolo să avem rezerva de stat, rezerva strategică pentru toate produsele de bază, să știm exact în fiecare clipă ce produse și pentru ce intervale de timp ajung consumului intern. Iar pe de altă parte, aceste mari depozite vor intra în această rețea națională și se vor interconecta cu toate depozitele cooperativelor, cu toate depozitele procesatorilor români care doresc să intre în această rețea și care doresc să-și comercializeze prin această rețea produsele. Mai mult, în următoarea perioadă, de data asta din Programul Național Strategic, din pilonul 2, pentru componenta de procesare și depozitare, am alocat 430 de milioane euro, încerc să mi-amintesc cifrele exact, 430 de milioane de euro pentru următorii 7 ani, doar pentru investițiile private ale micilor și marilor producători. Și aici fac o paranteză, cei mici, ca să aibă șanse, ar trebui foarte repede să intre în cooperative și cooperativele respective să aplice pe aceste proiecte, în așa fel încât să aibă propriile depozite și propriile fabrici de procesare. Pe de o parte, ca să corectăm această balanță comercială, pe de altă parte, să poată intra cu produsele lor în această rețea care se va forma. Ăsta este un proiect pe care trebuie să-l facem ca țară. Repet, în Franța există din 60, în jurul nostru țările vecine îl fac și noi avem obligația și cu siguranță o să-l facem. Practic, contractul de finanțare va fi semnat în 1 decembrie anul acesta și pentru acest proiect și pentru celălalt proiect mai mare de 6,5 miliarde de euro care se referă la strategia de gestionare a apei. Sunt cele două proiecte mari pe care o să le demarăm anul viitor, în afară de proiectele cuprinse în politica agricolă comună, perioada 2021-2027, care sunt cunoscute de către liderii fermierilor, de către fermieri, pentru că de un an de zile împreună creionăm cum va arăta finanțarea agriculturii românești în următorii 7 ani.
cu invitatul din emisiunea trecută vorbeam despre nevoia de solidaritate. Dincolo de declarațiile unor sau altora dintre liderii politici, spuneam așa, domne, haideți, dacă toți suntem și declarăm că suntem solidari în această perioadă, haideți să fim solidari cu adevărat. Haideți să cumpărăm în perioada asta de la magazinele din micilor producători, de la cei care sunt în piață și, uite, îl rog pe domnul primar Carabelea, care acum are și postura de pe care să facă un apel, veniți, domne, și cumpărați la piață, de mâine încolo se poate cumpăra în ordine și după ce face acest apel, cu tot regretul, trebuie să-i spun că trebuie să părăsească întrucât se mai încălzește pe margine un competitor în această emisiune. Domnule Bulănescu, eu fac acest apel de ani de zile, respectiv din 2013, și îl fac în mod recurent. Vă dați seama că acum am și această responsabilitate publică. Absolut. Care mă încurajează cu atât mai mult să fac asta. Și am mai spus-o de nenumărate ori, mai ales în ultimele luni. Un leu investit în economia locală are o valoare de 3 ori mai mare, numai prin faptul că cumpărăm produse locale. Pentru că atunci când mergem și cumpărăm de la alte companii, da, să zicem de la supermarket, acel leu îl trimitem cu poșta către producătorii de unde au fost aduse produsele respective. Când ținem, când cumpărăm produse locale, leul acela se învârte în circuitul local. Pentru că producătorul local își plătește combustibilul, își plătește taxele, își plătește pâinea aici, mâncarea și atunci acel ban rămâne în economia locală. De aici și triplarea sau chiar multiplicarea fiecărui leu investit în economia locală. Prin urmare, fac acest apel către toți pietrenii, către toți nemțenii, să cumpere cu prioritate produse locale, chiar dacă acel produs este puțin mai scump decât în comerț, în alte magazine. Pentru că, repet, valoarea lui este una mult mai mare și la un moment dat el însuși va beneficia de leul respectiv și de investiția făcută în acest fel. Dacă gândim pe termen lung, în felul acesta avem o șansă în plus de a ne dezvolta mai natural, mai organic și nu întotdeauna aducând supermarketuri și punându-le la fiecare colț de drum ne susținem economia locală, chiar dacă generăm pe moment niște locuri de muncă. Iar eu trebuie să recunosc că Piatra Neamțu este un antimodel din punctul acesta de vedere. Avem atâtea supermarketuri încât nici nu mai știm pe unde să ne întoarcem. Haideți să nu privim așa de trist. Având în vedere că există atâtea supermarketuri deschise în Piatra Neamț, trebuie să înțelegem că este această oportunitate. Oamenii consumă, dar să facem acest consum și să-l îndreptăm și articulându-ne o dezvoltare pornind de la înțelegerea acestui fenomen. Consumând și încurajând pe de-o parte și economia locală, nu e neapărat greșit să avem și această concurență care ne educă până la urmă și înțelegem să ne raportăm la calitățile produselor noastre și să le facem mai competitive, să facem produsele noastre mai competitive. Mulțumesc frumos. Cât timp se produce schimbarea în platou, pe domnul ministru ar vrea, mi-a dat cineva pe WhatsApp acum, întrebați-l pe domnul ministru cum e cu ajutoarele pentru fermierii care au suferit din cauza secetei, nu cei care au semănat în toamnă, cei care au semănat în primăvară. Da. Există această posibilitate? Cu siguranță și ieri în conferința de presă m-am adresat fermierilor spunând care sunt pașii următori. Pentru că în această perioadă fermierii știu, noi plătim avansurile APIA. Avansuri care le vom finaliza până în 30 noiembrie. Deja am plătit 87% dintre aceste avansuri. Pentru prima dată plătim avansuri și la cei care se află în eșantionul de control, care de regulă primeau după câteva luni. Apoi, tot în această perioadă, începând din 25 noiembrie, vor intra la plată toate ajutoarele, privind sprijinul datorat
pentru pierderile datorate pandemiei COVID. Și fermierii știu acest lucru, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru sectorul zootehnic. Și din bani europeni, 150 de milioane de euro, dar și din bani de la bugetul național, 1,4 miliarde, am făcut scheme de sprijin. În așa fel, ei, fermierii, au depus cererile, acum sunt în verificare, încât peste 200 și ceva de mii de fermieri, nu am cifra în față, și pe crescătorii de bovine, și crescătorii de ovine și caprine, și cei care fac apicultură, și crescătorii de porc și pasăre în sistem industrial, dar și sectorul vegetal, vor primi aceste compensații din 24. Pentru secetă, am plătit pentru seceta care afecta culturile din toamnă, am plătit 82% din calculul pe care l-am făcut și din banii pe care i-am promis fermierilor. Acum, la rectificarea de buget, am cerut și vor primi, după rectificarea de buget, care sper că va avea loc în 14-15 noiembrie, vor primi diferența cei care au avut culturi înființate în toamnă, iar cei care au avut culturi înființate în primăvară și au avut și ei pierderi, și aici discutăm de aproape 1,2 milioane hectare, am preluat cererile, tot așa, se fac niște verificări în teren, pentru că este normal să facă aceste verificări, și ei vor fi plătiți la începutul anului viitor. Anul acesta inițiem procedura, ordonanța de guvern de urgență, pentru că așa este, fiind din bani de la bugetul național, am scris această ordonanță, este notificată la Bruxelles, trebuie să demonstrăm acele pierderi, la fel cum am făcut și la cealaltă ordonanță. Când primim avizul notificării noastre, demarăm procedura prin care fiecare fermier care are acele procese verbale de constatare să vină și să-și depună cererile. Iar la începutul anului viitor o să fie plătiți, pentru că așa este corect. Dacă i-am plătit pe cei care au înființat culturi în toamnă, trebuie să-i plătim și pe cei care au avut culturi în primăvară. Care au suferit. Și pentru că, da, care au suferit pagube, pentru că pierderile sunt la fel de mari, din nefericire. Da, alături de noi în platou a intrat și secretarul general al Federației Naționale a Galurilor din România, domnul Vasiliu Daniel, un vechi colaborator al Mesagerului de Neamț. Bună ziua, ați venit, sunteți alături de domnul ministru într-o emisiune. Ce așteaptă Federația Națională a Galurilor vis-a-vis de posibilitatea de a sprijini domeniul agricol? Bună dimineața, în primul rând, mulțumim pentru invitație. Am uitat să precizez, sunteți și candidat pentru Camera Deputaților din partea PNL. Așa este, îi mulțumim și domnului ministru, pentru că este foarte important să avem vizita decidenților politici și administrativi. Este extraordinar să vină ministru să vorbească. Și ca să-i dăm cezarului, cear cezarului, aici este meritul domnului președinte Cosman Ciuc, pentru că, vă dați seama, oamenii ăștia au o agendă atât de încărcată, încât dacă nu îi inviți, evident că nu vin doar ca să se afle în treabă. Și de aceea este foarte important, pentru că populația județului Neamț poate primi explicații pertinente, corecte, de la decidenții politici și administrative, așa cum spuneam. În calitate de secretar general al FNGAL-ului și de președinte al unui din cele 239 de galuri care activează în țară, de 10 ani de zile, peste 1 miliard de euro implementați, cum vreți să le spuneți, sume foarte importante care s-au dus în dezvoltarea rurală, vă pot spune că efectiv se pliază perfect ceea ce spunea chiar mai devreme domnul ministru, nevoile oamenilor care trăiesc în mediul rural cu ceea ce poate să facă grupurile de acțiune locale prin fondurile derulate din cadrul Ministerului Agriculturii și mai precis prin programul LIDER. Domnul ministru a subliniat faptul că se încearcă acel program, crearea unor depozite la nivel regional este extrem de important, pentru că acest lucru l-am sesizat și când am fost în ultima vizită la Rosnov, domnul ministru, când ați văzut că din 10 comercianți pe care am întrebat, 8 erau doar cei care tranzitau marfa și nu erau producători. Prea puțini sunt producătorii care într-adevăr au spațiile adecvate. Daniel, pentru... te rog să mă vă rog. 7 mesaje am primit apropo de piețe. Oameni buni, discutați odată și problema celor care vând în piețe.
Pentru că nu se respectă acea proporție, ni se spune 60-40, dacă da, nu mă așa, domnul ministru, nu mai țin minte. 60-40 și acel lucru se întâmplă nu numai la Piatra Neamț, ci cam în majoritatea locurilor din țară. Scuze-mă. Da. Ai dreptate cu ce spuneai. Sigur, grupurile de acțiune locală practic sunt singurele entități la nivel național și reprezintă, acoperă mai bine spus, 93% din teritoriul țării. Este o cifră extrem de importantă care trebuie subliniată pentru că practic suntem peste tot, la firul ierbii, alături de fermierul mic, alături de cei care vor să dezvolte activități agricole și non-agricole, evident, pentru că viața în mediul rural nu înseamnă numai agricultură, înseamnă tot felul de servicii care sunt necesare cetățenilor care trăiesc acolo. Se fac și s-au făcut foarte multe investiții în ceea ce înseamnă, în primul rând, infrastructura în mediul rural și asta prin programele derulate prin Ministerul Agriculturii, celebrele măsuri 3.1.2 în vechiul program, în actualul program 7.2 și sunt convins că și pe viitor se vor regăsi aceste măsuri. Aș mai vrea să menționez un lucru apropo de raportul dintre galuri. Ce așteaptă grupurile de acțiune locală? Așteaptă și suntem convinși, de altfel am și vorbit cu domnul ministru, cred că în agenda sa va găsi o oră în care să stăm de vorbă cu conducerea federației și să aducem practic pe masă ceea ce am făcut și viziunea noastră, ceea ce ne dorim. Și îi mulțumesc domnului ministru pentru că a arătat deschidere în acest sens. Cele 186 de galuri care sunt membre în federație și sigur vom găsi o cale, mai ales că Fenegalul este și membru în Comitetul de Monitorizare al Programului Național de Dezvoltare Rurală, dar și în Comitetul de Monitorizare de la Ministerul Fondurilor Europene. Deci, practic, galurile sunt entități care sunt cam singure pe piață care, într-adevăr, sau prin care se pot derula aceste fonduri la nivelul, la firul ierbii, cum ne place nouă să spunem, care stăm alături de fermieri. Noi putem, practic, sau prin noi, să pot derula aceste fonduri, încurajând fermierii care, într-adevăr, să-i ducem în acele depozite pe care Ministerul vrea să le creeze, în piețele pe care, la fel, le putem organiza mai bine în condițiile noi și reglementările noi de COVID și de pandemie, pentru că, din păcate, nu cred că vom scăpa atât de curând după cum se preconizează. Dar aș mai vrea să amintesc și încă de un lucru, și anume faptul că domnul ministru a făcut o declarație și, într-adevăr, este un program care eu sunt convins că va sta în picioare, sprijinul pentru tânărul fermier din cadrul terenurilor deținute de ADS până la 50 de hectare. Ce foarte mult la domeniu, tot așa. Întrebați-l pe domnul ministru dacă chiar va funcționa această măsură cu 50 de hectare. Până la 50 de hectare, exact. Poate să-i spui domnul ministru că aici chiar nu știu despre ce e vorba, recunosc. Vă întreb, nu știu cum funcționează. Legat de aceste galuri, practic, grupurile de acțiune locală, eu am spus întotdeauna că în afară de politicile macroeconomice pe care le face guvernul și unde, sigur, discutând cu tot ce înseamnă mediul asociativ din toate domeniile de activitate și din toate zonele țării, sunt anumite specificități locale care, vrem nu vrem, sunt cunoscute mai bine de către cei care acolo... Sunt, să știți că sunt zone care practic tranzitează limitele sau teritoriale ale județelor. Există o anumită specificitate pe un anumit curs de râu. Și aceste galuri, foarte multe dintre ele, și-au demonstrat, să zic așa, acțiunea benefică în timp, pentru că au reușit să pună cap la cap interesele unor comunități locale care au valori comune. Nu numai, și aici, exact cum spunea colegul meu, nu numai impact economic, dar și impact social și impact cultural, pentru că noi gândim acum împreună cu galurile ca ei să poată să devină niște gestionari multifond, nu numai fondurilor de la Ministerul Culturii, ci și ai fondurilor de la Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât la nivelul aceleași gal să poată implementa proiecte finanțate de ambele ministere. Ei știu cel mai bine ce se întâmplă acolo. Și avem un dialog destul de bun cu majoritatea galurilor. Acum, fiecare pădure are uscături, dar noi acum suntem într-o evaluare a acestor galuri și pentru viitoarea perioadă, 2021-2027, avem de gând să continuăm această activitate prin galuri, tocmai pentru a urmări această specificitate locală, unde vin și completez, au un rol foarte important, un președinte de Consiliu Județean cu viziune, dacă vrea să facă, cel puțin să promoveze brandurile locale, sau un primar care are acest interes. De celălalt proiect de care povesteam, instalarea tinerilor fermieri, să știți că această problematică a transferului între generații, a
business-ului în agricultură, a fermelor, a... este o problemă veche, dureroasă, pe care o are toată Europa. S-a constatat statistic, an de an, că atât fermierii cât și cei care activează în agricultură, media vârstei crește în fiecare an. Tot mai puțini dintre tineri doresc să intre în acest domeniu agricultură sau industrie alimentară, deși în unele țări se câștigă foarte bine din această activitate. Și atunci s-au început aceste programe de instalare a tânărului fermier. Și la noi în țară s-au derulat aceste programe, au fost alocate sume importante și pentru viitoarea perioadă 2021-2027 am alocat 520 de milioane de euro pentru acest program. Suma, cel puțin asta este propunerea Comisiei, suma pentru acea primă de instalare, care până acum putea fi până la 50.000, acum există posibilitatea să fie crescută până la 100.000. Dar dacă nu vor fi monitorizate foarte bine aceste proiecte, dacă nu vor fi selectați foarte bine acești oameni care chiar doresc să vină în agricultură, să nu vină să aplice, iar după perioada de monitorizare să plece din două motive. Fie că și-au propus din start să facă acest lucru și fac parte din acea categorie cu care eu mă lupt, vânătorii de subvenții, este o categorie foarte importantă, fie n-au fost monitorizați și ajutați ca în următorii ani să acceseze și alte măsuri, să se consolideze și să rămână acolo, în zona respectivă. Pentru prima dată anul acesta, banii care am avut la final de exercițiu bugetar au fost 43 de milioane și am splitat programul în două. 23 de milioane pentru beneficiari ai programului Tânărul Fermier din țară și 20 de milioane pentru cei care lucrează în diaspora, pentru că sunt foarte mulți tineri care de ani de zile au căpătat o experiență foarte importantă în agricultura altor state și am vrut să le dăm o șansă. Și tot pentru prima dată am aplicat o lege care este din 2016 și care spune că statul român, dacă are la dispoziție terenuri gestionate de ADS și acestea sunt libere de contract, în primul rând trebuie să le atribuie în mod direct beneficiarilor programului Tânăr Fermier. N-am înțeles eu bine, deci legea e din 2016. Din 2016 și n-a fost aplicată niciodată. Deci până acum au fost puși în posesie doar șmecherii fermieri și nu tinerii fermieri. Situația este mult mai gravă. Din cele 330.000 de hectare pe care le are ADS-ul, în noiembrie când a venit la Minister, doar 111.000 erau cadastrate, întabulate. Restul erau așa într-o zonă gri, tocmai ca să se întâmple lucruri. Iar redevența medie era una ridicolă. 480 de kilograme de grâu pe hectar pe an. În probabil unul din cel mai bun pământ pe care îl are Europa în zonele noastre agricole și mai ales mă refer în zona Bărganului sau în zona Banatului. Primul lucru asta am făcut. Am început cadastrarea, întabularea terenului statului ca să știm exact cum stăm. Am mărit redevențele și încercăm să verificăm contractele și acolo unde am găsit că termenele din contracte nu au fost respectate, am întrerupt contractele și am început acest proces de a da până la 50 de hectare, cum spune legea, tinerilor fermieri. Îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici. Știu că trebuie să aveți o intervenție pe un post național de televiziune sau de radio, din câte am înțeles. Da. Pe final, vă rog să mai transmiteți nemțenilor ceva și mai fac eu o precizare. Astăzi veți avea o conferință de presă în zona Romanului, la Trifești, Miron Costin. Da. Și va fi și ea transmisă în direct, deci vă vor mai putea vedea cei interesați și acolo. Da, eu vreau să vă mulțumesc, noastră, pentru găzduire. M-am bucurat să ne revedem și să discutăm despre problemele agriculturii, să vă transmitem gândurile pe care le avem noi și cum am creionat noi dezvoltarea agriculturii pe viitor. Îndemn oamenii să aibă încredere, să trecem cu toții împreună peste această perioadă grea, chiar dacă măsurile pe care guvernul le ia uneori sunt neplăcute, sunt nepopulare, după ce vom trece cu toții peste această perioadă, este important să fim cât mai mulți, cât mai sănătoși, că dacă suntem sănătoși și la trup și la minte, gândim sănătos și putem face lucruri foarte bune. Vă mulțumesc, îi mulțumesc și lui Daniel. Cu Daniel sigur ne vom mai întâlni pe parcursul campaniei. Să discutăm mai pe larg despre galuri, activitatea lor neapărat și legătura cu zonele, cu microzonele din județ. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea. Să ne vedem sănătoși. Mulțumim domnului ministru, mulțumim
celor care au mai fost și lui Adrian Carabelea, primarul municipiului, Piatra Neamț, pentru că și-au făcut timp și au venit la emisiune. Și haideți să fim solidari. Solidari în toate, dacă se poate, și să încercăm să discernem din vrajba inerentă politică din campanie care sunt lucrurile importante. Cele bune, numai bine!